Bună și bine ați revenit pe canalul meu, azi vă voi arăta o rețetă de pate cu ton, gata în doar 2 minute. Pentru această rețetă avem nevoie de o conservă de ton pe care am scurs-o înainte, eu am folosit ton în suc propriu, dar puteți folosi și ton în ulei, 2 linguri cremă de brânză, eu am pus Philadelphia, 50 de grame de unt, sare, piper și suc de lămâie după gust. Într-un bol mai încăpător am pus tonul, crema de brânză, untul, sare și piper și cu ajutorul unui blender vertical am blenduit totul foarte bine până când a rezultat o pastă fină. Am adăugat și zeama de la un sfert de lămâie, am mai blenduit câteva secunde și pateul de ton este gata. Am pregătit și pâinica pe care puteți să o prăjiți dacă doriți, iar pentru decor, salată, roșii, măsline și pătrunjel. Așa arată platoul meu cu pate de ton. Este o rețetă foarte rapidă pentru micul dejun sau un aperitiv pentru mesele de sărbători. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept cu mare drag și în filmulețul viitor. Până atunci, mulți pupici! Pa!